Am bătut, cred că, peste 100 și ceva de kilometri. Am fost la Naipu, am pescuit circa 20 de minute, numai sumătei. Trăgeam într-una, am mai pescuit pe aia pe altă, am prins și caras, dar acum s-a mulțit foarte, foarte mult. N-am rămas, m-am dus pe barăj la Mihăilești. Nu știu pe ce parte am nimerit, a zis că numai cei care stau în cornetul trebuie să mă duc pe malul celălalt și uite așa, nu am putut cum să vă spun, nu, e despărțit cornetul de pietrele de pe mijlocul drumului și efectiv nu poți să tai banda și așa nu tăiam, dar trebuie să mă duc în Mihăire, să întorc, ai greșit drumul, automatul e de la capăt. În fine, până acum altceva decât să umblu, nu am făcut. Am luat să pescuiesc și o oră. M-am plimbat. Dar asta e pescuitul, mă duc, văd cu ochii mei ce se întâmplă. Așa, dacă îmi spune X sau Y. Mă sui în mașină și uitați-mă după plecat de la 4 și acum e 8, 7 jumate. Pe Mihăilești am luat un bărbos, dar n-am apucat nici măcar să filmez că a venit cineva cu mașina și a zis că nu am buletin de cornetul, numai cei care au buletin. Asta e, am zis, domnule, dau cu un băț și o bucată de mămăligă, atât. Îl arunc înapoi în apă, nu, domnule, că n-ai voie. Că așa au hotărât apele române. Asta să mai... Trebuia să iau pe marul celălalt. Mi-a explicat. Omul mi-a explicat. Dar a zis că este ceva absurd. Cum pe marul ăla altul dădea 10 lei, deci dacă ești din cornetul dai la pește, dacă nu ești din cornetul nu dai la pește. În fine, cam asta a fost. Vedem ce luăm aici. Primul pește al acestei partide. În loc să stau unde cunosc și unde prind pe aici. Nu toată ziua, voi. Da, uite cu alea lângă vila aia. Și mai încolo mai arunc și ceva jos. Hai să-i luăm niște cucuroșe. Hai să vedem. Dau eu.
Păi să fie. Am vrut să vă arăt și dumneavoastră cât e Crăciun. Asta e Crăciun. Bineînțeles că Rubou nu va așa ceva. Și ăsta foarte rar. Și ăsta. Ăsta foarte rar. Pescuiți la cucuruș. Nu mai ieși în vin. Nu mai ieși. Deci bătă 100 și ceva de kilometri. Și așa ceva. Cred că e al 4-lea loc care îl schimb. Nu mai cărășesc. O să vă arăt captura zilei. Aceasta este captura zilei tale, așa? Nu fugi, că dau drumul. Măcare așa, da? Da. Mai mare nu? Nu am prins mai mare. Toți mai mare? Nu. Mai captura zile. Da. Să se captura fies. Deci, marul, până în roșie. Mal zăpăcit. Dați-vă, dați-vă și dumneavoastră
Cred că am luat 20. Dar ce frumos sunt. Să vedem cum îi ținem ca să vedeți și noi. Ah. Să nu-i omorăm. Ce frumos. O să vă arăt și unul mai îmbrăcat. Și acest caras îl aruncăm în apă. Cum am spus, nu rețin niciun pește. Avem uitați-vă ce caras frumos. Asta e cel mai frumos. Am uitat să-l fotografiez, după care o să vă arăt ce fac. Stați să vedeți ce am prins. Ce am putut să prind. Ciortănel. Am ordinat ciortănel. Și ca întotdeauna, cum v-am spus, acum nu am luat niciun pește, cred că am luat, nu știu cât, ziceți, peste 10 cărășii micuți, cu ciortănele.